Portul tradițional din două zone culturale se întâlnesc în comun acord. Acest lucru se poate observa cu ușurință în muzeul amenajat în clădirea primăriei. Cele două tradiții din Muscel și Sibiu sunt înfățișate în exponate. Aici, vizitatorii pot admira războiul de țesut, articole vestimentare și unelte folosite de străbunii noștri, precum și expoziții de pictură pe sticlă și metaloplastie. Ne aflăm în muzeul din comuna Corb. Stăm de vorbă cu doamna muzeograf Stăncescu Cecilia. Bună ziua! Când a fost inaugurat acest muzeu al satului? În 2009-2010 a fost inaugurat acest muzeu. Noi am vrut să aducem aproape toate obiectele din vechime, să arătăm că avem și că păstrăm tradiția din comună. Am înțeles că aici în comună se întâlnesc două porturi populare. Da? Da, cel al Mușcelului și cel din partea Sibiului. Două porturi frumoase pe care noi le-am moștenit și sperăm să rămână în continuare. Aceste două tradiții se găsesc și în modul de viață al locuitorilor? Da, a rămas și sperăm să rămână în continuare. Reprezentanții Muzeului Etnografic se mândresc cu faptul că pragul instituției pe care îl reprezintă este trecut zilnic de turiști veniți din toate colțurile lumii.